Bun, deci salutare lume, am revenit cu un nou episod din Facem Scandal în PvP. Sunt în confo cu John. Salutări. Stai puțin să te dau mai încet de pe Skype. Gata, te-am dat mai încet. Așa, gata. Ia să ne mai uităm. Deci, facțiunea noastră a fost ștearsă. Da, când am intrat cu facțiuni. Așa, cei la mine în chest aici multe. John, mai am eu niște diamante, dacă te interesează. Ah, ok. E bine că le mai am pe alea. Ai văzut că am stat bine la mine în chest. Ce naiba, de ce am 30 de frame-uri? Mai multe. Așa, deci ce am zis că... da, să replantez alea. LOL. Ce-ai pătit? 78-81 de FPS, merge destul de bine. Băi, mie înainte să mă apuc să filmez 120. Eu da, ce? Dar eu am băgat optic fine, am băgat la maximă putere sau cum pot să zic. Cât mai mișto. Cam în cap să fac un custom map cu un NPC village, știi? Aha. Stai puțin să mă dau mai departe de calculator, să-mi trag asta de la tastatură și gata. Aici, că am văzut că le-a stricat. Dar deci cred că ăsta e primul episod în care nu ne bătem și n-avem acțiune, decât vă arătăm cam ce fac. Bă, da, mă, știți o fotoscută, nu știu dacă mai. S-a auzit. Care, da, în care doar construim, adică partea pe care nu le-ați văzut aici. Aha. Cel mai nașpa. Da, pentru că unul la mână te putisești, al doilea mână. În fine, hai să găsim un subiect despre ce să vorbim. Bă, ai mai încercat... ai mai încercat merge ăla X-Ray-ul? Nu, nu l-am mai încercat. Na. O dată ce l-a scos, nu cred că l-am mai băgat din nou. Bă, mai știi, poate l-a dat afară pe adminul ăla. Nu, e. Păi n-are cum să dacă l-a întăscris serverul, cred că el dă bani, el dă tot. Dacă el e fondatorul. Bă, John, vrei să-ți dau eu? Bă, nu le sparge cu mâna. De ce nu mi-ai spus că-ți dau de-asta cu Sail Touch? Hai, John. Dai două secunde să-l găsesc. Da, oricum știi că am găsit atunci alea care a făcut adminia și l-a. Bun, am revenit, a intrat bunica mea în cameră. Eee, bunica lui Spike face trolling. Da, deci cum am zis, hai să vorbim, eu nu știu, hai să vorbim de jocuri noi și ce o să iasă. De-abia așteptam Assassin's Creed 3. Da, în fine, nu sunt eu fan Assassin's Creed, dar am văzut că e destul de mișto, nu mă prea pasionează, decât, nu știu, pe viitor o să cred că o să-i dau o șansă, adică să mă joc. Asta în caz dacă o să am timp. Da, eu sigur fac Spike True, adică playthrough, mă. Da, eu l-am modificat spite-ul. Am luat de la felie asta. Am văzut. M-am uitat la un felie, la un episod și am văzut faza asta. Deci chiar că nu face spite-ul până nu închide. Sau felie, tu mă. Așa. În fine, vă reveni la jocul. O să iasă un joc numit Hawken. Deja a făcut Sefu Gaming cu el. Și el? Păi el... Stai că a ieșit beta, mă, luna trecută. Da. Păga mea. Dar nu, el nu l-avea de luna trecută. El avea de vreo două săptămâni. Pentru că... el înseamnă că el avea alfa. Nu, era... el e nu știu ce de ăsta, de testare a jocurilor. Da, alfa. Pentru că și eu l-am văzut toată la unul de YouTube. Care e partener cu Machinima și ăștia de la Machinima le dă codurile astea, știi? Fuck. Chestii, da. În fine, Hawken este un joc foarte bun, dacă îl puteți lua, vi-l recomand să-l luați. E awesome jocul. Awesome. Vrei să zic awesome? Awesome. Așa. Ce mai e mișto? Ce-am văzut? Mișto mai e și ce a apărut de curând, Call of Duty Black Ops 2.
Bă, cum se zice, mai mergem în sonorul, mă duc să-l fac? Da, du-te și fă-l. A, fiți arapa! Mi-ai dat și două obsidiane. Bă, da, ce vrei să fac? E nervos. Mă arăt cu obsidian în cap, nebun. L-ai prins? Da. L-ai luat? Da. Și uite, mai e și un glowstone. Da, acolo, lasă-le. Și acum ce facem noi acum în bază? Extindem baza cu un cub în sus. Da, el. Eu mă duc să... Opa, bă, ce-am de eu gravel-ul? Așa. Mă, dar ce-i sparge nebunul ăsta tău, bă. Îți place nebunele. Să-mi iau și... A, am armură pe mine. Și mă gândesc să-mi fac și eu o armură de iron cu 2 enchant pe aia. Eu am cu enchant și super bună, pot să zic. Deci nu mai putem să mai deschidem mușile cu click dreapta, nu? Nu, cred că a băgat ceva, un ceva pe acolo. Ne numim din nou UMV, înainte cum numeam Assassin's, parcă. Da, asemenea asta. Că ne-a furat. Că nu, nu ne-a furat, dar ne lua cineva numele, mi se pare. Știu, și mie mi se pare că e plin de sine. Bă! A, nu, nu, el ne scusese din facțiune, ne furase conturile, abar n-am cum, niște hackeri. Bă, și acum trebuie să vorbesc cu adminii, scuze-mă că am întrerupt, dar trebuie să vorbesc cu adminii să-mi dea 400 de euro pe magazinele în care mi le-au luat. Așa, am uitat să-mi iau pickaxe, da, fuc. Unde-i tools? Și s-ar putea să avem nevoie să, în curând, să facă, să aibă un server, nu mai da. Eu pe asta nu știam de și am plan urmare dacă iese să fac ceea ce s-a vorbit. Cine îl hostează? Cine îl ține? Razor cu Benny și cu încă doi. Pe bani sau free? Pe bani. Uiulă, au chef să dea bani? Păi eu le-am spus, bă, dacă vă puteți să luați o post, după aia eu vă ajut, nu financiar, pot să vă ajut ca să vă faceți să vă puteți să vă întreține serverul. Sunt multe modalități și astea nu o să intru în discuții, pentru că nu vreau ca toată lumea să știe. Na, sunt chestii care nu spun. Mama voastră de zombie! Am căzut la ei înăuntru. Ok, revenim la jocuri, ce jocuri mai știm noi? Niciunul! Știu eu unul, deci care e super awesome, eu de-abia aștept, adică nu știu când o să iasă, dar abia știu când îl văd că a ieșit pe piață, îl cumpăr, ăla o să credeam să fie primul joc cu care o să-l cumpăr. Și îl numește Chivalry Medieval Warfare sau War, nu știu cum, spadă război. Și e mișto rău. Dacă ceva a lăsat Mountain Blade, e asemănător ca la Mountain Blade, numai că grafica de 1000 de ori mai bună. E online. E mișto rău. E mișto. Dacă puteți, cam așa. Dacă aveți cum să intrați pe YouTube să vă uitați la un gameplay de la Chivalry, nu o să rezultați, vă spun eu. Aici o să dau set home. Home, sunt deja acasă. F home. F home. Am zburat greu că acum s-a prins tavan și melon și tot. Deci nu prea mai avem nimic, suntem săraci. Ești care? Dar avem diamantele alea care le am eu. Da, mai avem acum, avem puține diamante, mă, până așa. Da? Tu știi câte am eu? Cât? Un stack și 18. Ia uite. Cum ai făcut, mă, nebună asta? Păi dacă am pickaxe cu furciuna. Ah, eu aveam unul, până să el da lui Pantă și remușam. Bă, cine a reparat mosonorul? Că e reparat. Eu.
Și de ce nu spui, omule, eu m-am dus să-l repar? Da, am uitat. Nu sper că mai erau câteva lucruri pe acolo. Nu mai e nimica. Acum ies puțin la suprafață. La o mamafita golden. Rosa, la sexy, o mama. Taci, că îmi iau copyright. Da, mă, nici eu n-am mai pomenit așa ceva, adică știi când am făcut video-ul ăla cu surpriza pentru Betty? Da. Ei, mai am copyright la ăla. De ce? Păi mă, pe mine mă întreb. A, cred că ți-a dat Betty. Că apare ea în el și nu-i place. Nu, dar cum? Am cântat acolo. It's raining chickens. Cred că mi-a luat copyright de la It's Raining Man. Nu o cred. Ba, eu cred. Pentru că pui mei, cum să iei la copyright la un... Bă, dar al cui ei se... Al cui e pic ăsta acum, ăsta de aici. Chestul ăsta de aici, al lui Betty care era al... L-am protejat eu, că dacă l-am băgat pe Denis să nu fură aici. Ah. Să vedem dacă mai intră Betty, bă, Betty. Bă, dacă mă... Betty cum știu, și-a zis, ba numele de pe Skype? Da, puf. A, păi da, mă văd la urmă. Johnny răspunde, puf. What the fuck? Ce bine. După aia m-am gândit că am văzut acolo pe tot în conferință, mi-am dat seama că era aia. It's raining... Bă, cine a distrus aici? Ce? Tot. Level 17, bă, bă. E 11. La mining. Ce? La mining. Ah, la mining? E cum se dădea? Bără, bă, bără, bă. Ah, ok. Bun. Cam cred că acesta a fost episodul, dar l-așteptăm și pe John să revină. Ca să zică și el bie. Chiar dacă, nu știu, nici nu știu cât are. Dacă a fost cam scurt, sorry, dar este vineri, sunt obosit, am avut meditații. Nașpa. A intrat Jar Rock. Așa. Haide, John. Vino. Wood food farm. What the hell? Ai, dar treaba meu. Wood food farm. Aha. Bă, uite tocmai acum încheiem episodul. Bun, deci cam acesta a fost episodul, eu am fost deci Liviu. Chiar voiam să spun, eu te minte aici mai știu. Păi da, nici nu știu nicio. Bun, cam acesta a fost episodul, eu am fost Liviu, dacă v-a plăcut like, dacă nu dislike, subscribe și dacă dați dislike, spuneți și motiv în comentarii. Da. Nu uita să-l treceți și pe la mine, poate mai multe vede și la mine. Da, deci la el, dacă mergeți, veți vedea mai multe episoade cu facem scandal în PvP. Așa, zi bye-bye, mă. Ciao.